Vremea urâtă de la malul mării nu i-a speriat, ba chiar i-a încurajat pe câțiva sportivi să iasă în larg. Vântul care bătea paralel cu malul i-a ajutat să se ridice pe crasta valurilor, așa cum nu vezi niciodată la Mamaia. În momentul în care furtuna era la apogeu, ei tăiau valurile cu placa de surf. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Venit din București pentru pasiunea pe care o are pentru mare și valuri, placa de windsurf a fost de ajuns pentru o distracție extremă. Cum să fie? Rupe, e valuri mari și vânt foarte tare. E bună pentru surf vremea sau? E puțin cam periculos, dar e bine. E bine. De obicei faci surf pe o vreme ca asta? M-am mai făcut, da. Ești constanțean? Constanțean, dar stau în București. Și ai venit din București special pentru vremea asta? Da. Serios? Da. O dată pe an prindem așa ceva. Cea mai mare zi de urmă. Și eu, cea mai mare din viața mea. Exact. Prietenul său venit tocmai din Germania nu se aștepta să găsească o vreme potrivită pentru windsurfing. Normally we like it when it's a bit more sunny and a couple of degrees more, but the cool thing is now the beach is clean, you don't need to watch for any people or so. And the waves are really big. Deocamdată Dobrogea a fost ferită de ninsoare, însă vântul a bătut cu putere în acest weekend. Intensificările au depășit la rafală și 75 de km/h.